esență de pește, pește fiert, așa, legume, moș, sare, frumoșele. Da. E gata, merge. Și pentru că a fost făcut direct pe nisip, la doar câțiva pași de mare, peștele a fost și mai delicios. Aproape o oră și jumătate, cât timp a fiert borșul, cei mici s-au jucat în nisip, iar cei mari s-au bucurat din plin de soare și de mare. Am ales crab, știucă, somn. Au oase, dar mai puțin. Mai puțin, da. E pește mare, nu e pește mărunt. Foarte, foarte bun a fost. Noi plecăm astăzi la București și mă bucur foarte mult că am încheiat această mini-vacanță cu un borș de pește pe care am avut și posibilitatea să-l vedem făcut la Ceaun pe plajă. E cu gustul mării direct. E perfect. Noi oricum suntem de la Mal de Mare, așa că venim des. Chiar forțăm sfârșitul verii. Delicios. Delicios. Noi suntem fan pește, bineînțeles, că de-aia suntem la Malul Mării și... Borșul de pește, într-o zi așa însorită, e senzațional. Au fost temperaturi mai degrabă de primăvară târzie decât de o lună de toamnă. În weekendul care doar ce a luat sfârșit, termometrele au arătat peste 20 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor și în zilele următoare vom avea parte de vreme frumoasă.